Senatorul Ioan Stan critică dur acțiunile PNL și pe președintele acestuia Nicolae Ciucă, pe care îi acuză de irresponsabilitate ieșită din comun în gestionarea coaliției de guvernare. El susține că liberalii sunt dispuși să pună în pericol stabilitatea țării pentru a satisface interesele personale ale președintelui Claus Iohannis. PNL și Nicolae Ciucă sunt dispuși să sacrifice tot doar pentru a-i asigura lui Iohannis confortul cu care s-a obișnuit. În calitate de senator al PNL, și probabil ulterior ca președinte al Senatului, a transmis senatorul Ioan Stan printr-un comunicat de presă. PSD avertizează că ruperea coaliției ar discredita PNL atât pe plan intern cât și internațional și ar pune în pericol echilibrul politic al României într-un context de instabilitate regională. În contrast, PSD și-a reafirmat angajamentul de a guverna cu responsabilitate și de a menține România ancorată ferm în valorile europene și euroatlantice. Amintim faptul că supărarea liberalilor vine după ce PSD a decis să nu susțină legea care i-ar fi garantat candidatura președintelui Claus Iohannis la senat. Asta deși ar fi existat un acord în acest sens, potrivit liderului PNL. Marcel Ciolacu susține, în schimb, că totul ar fi o minciună.